Cannabis, marihuana, iarbă sunt doar câteva dintre denumirile folosite pentru a identifica unul dintre cele mai populare droguri folosite la nivel mondial, cannabis sativa. Statisticile ONU arată că această plantă psihoactivă este cea mai folosită substanță ilicită de pe Terra, estimându-se că în 2012 a fost consumată de 227 de milioane de persoane. Totuși, ea poate fi utilizată și legal, în scopuri medicale, pentru diferite tipuri de cancer, HIV, SIDA și unele probleme neurologice și ca adjuvant pentru a stimula apetitul și a calma durerile. Deși în cea mai mare parte a secolului trecut, marihuana a fost interzisă în vasta majoritatea țărilor lumii, în ultimii ani mai multe state i-au reevaluat statutul legal. Uruguay a devenit în 2013 prima țară care a legalizat complet marihuana. În Olanda, cetățenii pot deține și cultiva marihuana, iar coffee shop-urile pot comercializa marihuana, cu restricție de vânzare pentru minori, desigur. În Spania, deși oficial este interzisă vânzarea marihuanei, ea poate fi consumată în cluburile de marihuana, ce sunt acceptate de autorități. De asemenea, conform mărturiilor turiștilor și ale celor care au reușit să evadeze din Coreea de Nord, marihuana este legală în această țară și pare să fie consumată pe scară largă. În SUA, marihuana a fost legalizată în statele Colorado și Washington, însă rămâne ilegală la nivel federal. În alte state, este permisă folosirea sa în scop medical, marihuana fiind decriminalizată. Posesia este în continuare ilegală, însă este clasificată drept contravenție, fiind rar sancționată de poliție. Cannabisul este singurul gen de plante ce conține o clasă unică de compuși moleculari, cannabinoizi, o familie de substanțe chimice complexe ce acționează asupra receptorilor cannabinoizi. Cercetătorii au descoperit mai multe tipuri de cannabinoizi, dintre care cei mai importanți sunt Delta 9, tetrahidrocannabinolul, un compus psihoactiv, și cannabidiolul, un compus antipsihoactiv. Marihuana este folosită în jurul lumii, mai ales datorită proprietăților sale psihoactive produse de THC, principalul ingredient activ din plantă. De altfel, aceasta este diferența dintre cânepa obișnuită și cea marihuana. Dacă în drog THC-ul depășește nivel de 20% din conținutul total al plantei, în planta folosită pentru a produce fibre și alte produse, THC-ul nu trece de 0,3%, fiind predominant CBD-ul. În ciuda faptului că oamenii au folosit plantele de cânepă în scopuri recreaționale și medicinale, vreți de câteva mii de ani, cannabinoizii au fost obținuți pentru prima dată în anii 40, când au fost purificați din plante de cannabis. Structura THC-ului a fost descoperită în anii 60. După alte două decenii, cercetătorii au găsit primul receptor cannabinoid din corp și au descoperit în scurt timp că producem în corp substanțe similare cannabinoizilor, ce poartă numele de endocannabinoizi. Oamenii au două tipuri de receptori cannabinoizi, CB1 și CB2, ce se găsesc în locuri diferite și au funcții diferite. Receptorii CB1 se găsesc în mare parte în celulele din sistemul nervos, inclusiv în anumite zone ale creierului și la capetele nervilor situați de-a lungul corpului, pe când receptorii CB2 se găsesc în cea mai mare parte a sistemului imunitar. Deoarece sunt situați în creier, cercetătorii cred că receptorii CB1 sunt responsabili pentru efectul psihoactiv al plantei de cannabis. Receptorii CB2 sunt responsabili de efectele benefice pe termen lung pe care marihuana le are asupra inflamației și ale bolilor similare. Popularitatea acestui drog se datorează abilității sale de a reduce anxietatea și de a crește nivelul de euforie. La fel ca în cazul altor substanțe folosite în scop recreațional, efectele marihuanei asupra sănătății depind de frecvența utilizării, potența și cantitatea de marihuana consumată și de vârsta consumatorului. Atunci când este folosită ocazional de către adulți, marihuana are efecte negative reduse sau inexistente asupra persoanelor sănătoase. În anul 2010, un comitet științific independent din Marea Britanie a analizat 20 de droguri pentru a evalua daunele pe care le provoacă atât indivizilor care le folosesc, cât și societății. Cumulând datele, cercetătorii au concluzionat că alcoolul este drogul cel mai periculos, urmat de heroină și cocaina de tip crack. Marihuana s-a clasat pe locul al 8-lea, prezentând un sfert din pericolul reprezentat de alcool. Unii cercetători afirmă că daunele provocate de alcool și tutun sunt mai mari deoarece aceste două droguri sunt disponibile în mod legal și că marihuana ar provoca la rândul său mai multe daune dacă ar avea același statut. Totuși, un studiu realizat în anul 1995 pentru Organizația Mondială a Sănătății a concluzionat că și în cazul în care consumul de marihuana s-a ridicat la nivelul consumului de tutun sau de alcool,
Efectele nocive asupra sănătății publice ar fi mai mici decât în cazul acestora. Studiul concluziona că majoritatea riscurilor asociate consumului de marihuana sunt mici sau moderate, iar pe total este improbabil ca acestea să producă efecte asupra sănătății publice, similare în dimensiuni celor generate de alcool și tutun. Spre comparație cu alte droguri legale, cum ar fi alcoolul sau tutunul, marihuana este mai puțin periculoasă. Dacă tutunul provoacă cancer, iar consumul excesiv de alcool te poate duce la ciroză, în cazul marihuanei nu există o relație de cauzalitate între consum și o boală letală. Cercetările arată însă că ea prezintă anumite riscuri pentru sănătate, în rândul persoanelor vârstnice sau care au probleme cu inima. Inhalarea fumului de marihuana duce la creșterea tensiunii arteriale diastolice și a ritmului bătăilor inimii, această modificare fiind temporară. Au fost documentate cazuri în care s-a folosit marihuana cu 30 sau 60 de minute înainte de apariția unui atac de cord. Atacurile de cord au loc atunci când persoanele cu un risc mare de probleme cardiace suferă o creștere a tensiunii arteriale și a ritmului bătăilor inimii până la niveluri periculoase. Totodată, marihuana poate interacționa cu anumite substanțe farmaceutice, ceea ce poate duce la creșterea tensiunii arteriale și chiar la atac de cord. Cercetările au mai arătat că fumatul marihuanei este asociat bronșitei, însă acest risc se manifestă în rândul celor care fumează foarte des și foarte mult. Un studiu publicat în anul 2012 a arătat că fumarea unui joint în fiecare zi, timp de 7 ani, nu era asociată unor efecte negative asupra funcționării plămânilor. Riscul de bronșită crește atunci când se depășește acest prag. Consumul de marihuana poate duce la toleranță, ceea ce înseamnă că este nevoie de mai multă substanță pentru a obține același efect. Toleranța se instaurează printr-un proces intitulat internalizare. Atunci când un receptor CB1 este internalizat, acesta se retrage în celulă și nu mai poate intra în contact cu THC-ul. Toleranța la marihuana nu este singurul efect al internalizării. Alți receptori asociați CB1 vor intra la rândul lor în celulă, cum ar fi receptorul NMDA. Acest lucru are un efect protector împotriva anxietății și în cazul epilepsiei, însă provoacă totodată o afectare temporară a capacității de a forma amintiri, un efect asociat consumului de marihuana. Pentru a menține sensibilitatea la efectele psihoactive ale marihuanei, este necesar consumul cât mai rar. În cazul anumitor oameni, receptorii CB1 pot începe să se internalizeze chiar și în cazul în care marihuana este consumată o singură dată pe săptămână. Specialiștii, care au analizat 662 de cercetări științifice, afirmă că utilizarea marihuanei de două ori pe lună vă va face mai predispus să experimentați efectele ei benefice într-un mod sigur și sustenabil. Majoritatea beneficiilor conferite de marihuana au legătură cu efectele sale psihoactive. Marihuana este eficace împotriva stresului, reducând anxietatea, crescând nivelul de euforie și provocând o ușoară disociere de mediu în rândul utilizatorilor. De asemenea, marihuana poate ajuta persoanele cu o greutate scăzută să mănânce mai mult, deoarece stimulează apetitul. Din acest motiv, marihuana este utilă pacienților afectați de cancer, căci stimularea apetitului ajută să-și mențină o greutate sănătoasă, ceea ce conduce la rate mai mari de supraviețuire. Oamenii afectați de dureri cronice se numără de asemenea printre cei ajutați de marihuana. Dovezile preliminare sugerează că marihuana poate fi utilă și persoanelor ce suferă de Parkinson, Alzheimer și de scleroză multiplă, însă este nevoie de mai multe cercetări pentru a ajunge la o concluzie definitivă. Cel mai mare dezavantaj asociat consumului de marihuana este internalizarea receptorului NMDA, ceea ce poate duce la o slabă retenție a amintirilor. Consumul ocazional de marihuana nu afectează memoria de lungă durată și nici capacitatea de a forma amintiri. Activarea receptorului CB1 duce însă la o sporire a activității și a fluxului sanguin într-o regiune a creierului intitulată cortexul cingulat anterior, ceea ce declanșează creșterea tensiunii arteriale diastolice. Acest lucru înseamnă că marihuana, atunci când este combinată cu substanțe stimulante, poate crește riscul de probleme cardiovasculare, cum ar fi un atac de cord. Consumul frecvent de marihuana transformă această stimulare a fluxului sanguin într-o atenuare a fluxului sanguin atunci când receptorul CB1 este internalizat. Consumul foarte frecvent, definit prin 5 sau mai multe jointuri în fiecare zi, poate chiar duce la reducerea în dimensiunea cortexului cingulat anterior, ceea ce poate afecta capacitatea de atenție și crește riscul de a dezvolta o psihoză. Când cortexul cingulat anterior este afectat în acest fel, este posibil să nu mai revină la dimensiuni normale, chiar în situația în care consumul de marihuana încetează.
Consumul de marihuana provoacă o stare temporară de reducere a capacității de memorare pe termen scurt. Este vorba despre aceeași senzație pe care o aveți când vă uitați la ceas, iar la scurt timp, după aceea, nu mai țineți minte ce oră este. Acest efect nu provoacă probleme de memorie pe termen lung. Cei care consumă frecvent marihuana pot suferi o ușoară tulburare cognitivă, așa numită ceața creierului. Dacă încetează să consume marihuana, dar acest efect dispare după doar 2 săptămâni, fără a provoca daune pe termen lung. Cei care consumă foarte multă marihuana pot avea dificultăți de concentrare și de învățare dacă le-a fost afectat cortexul cingulat anterior. Cercetătorii au descoperit o metodă prin care consumatorii de marihuana pot preveni pierderea temporară a memoriei ce apare în urma consumului. Medicamentele antiinflamatoare, nesteroidiene, precum ibuprofenul sau aspirina. Acestea previn apariția tulburărilor de memorie provocate de THC, însă mențin abilitatea acestuia de a reduce plăcirea de beta-amiloid și de a atenua neurodegenerarea. Marihuana nu dă dependență în același sens în care dă dependență heroina, drog la care renunțarea este un chin fizic agonizant. Totuși, marihuana poate interacționa cu centrii plăcerii din creier și poate crea o senzație psihologică intensă de dependență, despre care psihologii spun că poate fi foarte dificil de eliminat. Persoanele care consumă foarte multă marihuana pot descoperi că au nevoie de doze din ce în ce mai mari pentru a obține efectele dorite. Iar atunci când încearcă să se oprească, unele persoane au simptome ale renunțării precum iritabilitate, tulburări ale somnului și anxietate. Simptomele sunt de regulă descrise drept relativ ușoare. Un studiu realizat în anul 1999 de Institutul de Medicină din SUA arată că 32% dintre consumatorii de tutun devin dependenți, ceea ce se întâmplă și în cazul a 23% dintre consumatorii de eroină, 17% dintre consumatorii de cocaină și 15% dintre consumatorii de băuturi alcoolice. Doar 9% dintre consumatorii de marihuana dezvoltă o dependență. Unul dintre argumentele folosite de cei ce pledează pentru menținerea statutului legal al marihuanei este acela că marihuana deschide calea către alte droguri mai periculoase. Cercetările pe această temă nu au identificat o asemenea legătură cauzală. Deși peste 100 de milioane de americani au încercat marihuana, doar o treime dintre aceștia au încercat cocaină și doar 4% eroină. Statisticile arată că persoanele care încearcă marihuana sunt mai dispuse decât restul oamenilor să încerce alte droguri, însă acest lucru nu se datorează consumului de marihuana. Studiul Institutului de Medicină a SUA a concluzionat că marihuana nu poate să fie un gateway drug, adică să fie cauza sau chiar un element predictor al consumului excesiv de droguri. Un studiu pe termen lung, realizat în Noua Zeelandă și publicat în anul 2012, a descoperit că persoanele care începeau să fumeze marihuana în cantități mari, la vârsta adolescenței și continuau să aibă acest obicei și la vârsta adultă, pierdeau în medie 8 puncte IQ până la vârsta de 38 de ani, puncte ce nu mai puteau fi recuperate. Iar un studiu canadian publicat în anul 2002 a descoperit de asemenea o scădere a IQ-ului în rândul elevilor care fumau cel puțin 5 jointuri pe săptămână. Știința nu a ajuns încă la un consens pe această temă. Studiul din Noua Zeelandă a fost contestat de un cercetător norvegian care susținea că factorii socioeconomici ar fi putut juca un rol în pierderea de puncte IQ. Totuși, o analiză recentă făcută de experți a concluzionat că adulții care au fumat foarte multă marihuana în adolescență au conexiunile neuronale afectate, ceea ce are impact asupra funcționării creierului. Consumul frecvent și de timpuriu al marihuanei este totodată asociat cu note proaste, apatie și abandon școlar, însă nu este clar dacă notele proaste au fost provocate de consumul de marihuana. Stereotipul de stoner, nume peiorativ dat în SUA consumatorilor de marihuana, sugerează că aceștia sunt leneși. Această reputație pare greu de schimbat, însă un studiu recent sugerează că marihuana nu afectează motivația unei persoane. Un prim studiu sugerează că marihuana îi face pe oameni leneși. Cercetătorii au studiat creierele a 19 utilizatori și au măsurat concentrația de dopamină, neurotransmițătorul asociat recompensei, plăcerii și motivației. Aceștia au descoperit că cei ce utilizau marihuana frecvent și de multă vreme, care prezentau concentrații mai mari de THC în corp, erau totodată cei care aveau nivelul mai scăzut de dopamină în creier. Cercetătorii au sugerat că marihuana ar putea provoca o afecțiune controversată și nerecunoscută oficial, intitulată sindrom amotivațional caracterizat prin lene. Un studiu a descoperit că acest sindrom afectează 6% din populație, atât consumatori de marihuana, cât și oameni care nu consumă. Aceste rezultate au fost confirmate ulterior de un alt studiu care a descoperit că nu există o diferență în ceea ce privește motivația între cele două tipuri de persoane. Așadar, dacă cineva este leneș atunci când consumă marihuana, era foarte probabil leneș și înainte. Totuși, consumul de marihuana poate avea un efect pe termen lung.
Cercetătorii au descoperit cu ajutorul tomografiei cu emisie pozitronică faptul că persoanele care consumă de multă vreme marihuana prezintă o sinteză mai redusă a dopaminei, ceea ce duce la apatie. Există o prezență puternică și persistentă pe internet care argumentează că marihuana poate vindeca cancerul. Spre exemplu, există numeroase mărturii filmate în care se pretinde că oamenii au fost vindecați complet de cancer cu cannabis. În ciuda a ceea ce spun susținătorii acestor surse, clipurile video și anecdotele nu sunt dovezi științifice pentru eficacitatea unui tratament anticancer. Afirmațiile extraordinare necesită dovezi extraordinare, iar clipurile de pe YouTube nu sunt dovezi științifice. Există numeroși cannabinoizi studiați de cercetători pentru proprietățile lor anticancer. Primele eforturi științifice au fost făcute în anii 70, iar de atunci au fost publicate sute de lucrări pe tema cannabinoizilor și a cancerului. Dar a susține că acest corp de cercetări preclinice sunt dovezi că marihuana sau cannabinoizii pot vindeca cancerul este foarte înșelător pentru pacienți și familiile lor și creează o imagine falsă despre progresul în acest domeniu. Aproape toate cercetările pe tema utilizării care au investigat utilizarea cannabinoizilor în tratarea cancerului au fost realizate folosind celule canceroase crescute în laborator sau cobai. De aceea, subliniază cercetătorii, este important să fim atenți atunci când extrapolăm rezultatele la pacienți reali, vii, care tind să fie mult mai complexi decât un vas petri sau un șoarece. Prin intermediul multor experimente detaliate, sintetizate recent în jurnalul Nature Reviews Cancer, oamenii de știință au descoperit că diferiți cannabinoizi au o serie de efecte în laborator. Provoacă moartea celulelor printr-un mecanism numit apoptoză, opresc diviziunea celulelor, previn apariția unor vase de sânge noi în tumori, reduc șansele ca o celulă canceroasă să se răspândească prin corp prin oprirea deplasărilor celulelor și accelerează autofagia celulelor, ceea ce poate duce la moartea lor. Se crede că toate aceste efecte sunt cauzate de atașarea cannabinoizilor de receptorii CB1 și CB2. De asemenea, se pare că aceștia pot provoca efecte asupra celulelor canceroase prin metode care nu implică receptorii cannabinoizi, dar mecanismul nu este cunoscut încă. Cercetătorii au descoperit și elemente neplăcute. Cannabinoizii pot avea și efecte nedorite asupra cancerului. Spre exemplu, deși dozele mari de THC pot ucide celulele canceroase, ele afectează totodată vase de sânge cruciale. Totodată, în anumite circunstanțe, cannabinoizii chiar încurajează celulele canceroase să se dezvolte sau au diferite efecte în funcție de doza și de nivelurile de receptori cannabinoizi prezenți în celulele canceroase. Unii cercetători au descoperit că activarea receptorilor CB2 poate chiar să interfereze cu abilitatea sistemului imunitar de a recunoaște și distruge celulele tumorii, deși alții au descoperit că anumiți cannabinoizi sintetici pot îmbunătăți lupta sistemului imunitar împotriva cancerului. Folosirea cannabinoizilor în combinație cu alte medicamente de chimioterapie ar putea să producă cel mai bun efect. Totuși, în acest moment nu există dovezi care să arate capacitatea cannabinoizilor naturali prezenți în combinații simple de cannabis de a trata cancerul la pacienți. Chiar dacă anumite elemente purificate pot avea un efect benefic în doze mari, controlate, acest lucru nu înseamnă că planta va avea același efect. Mai mult, fumarea cannabisului, mai ales în combinație cu tutunul, mai degrabă crește riscul de cancer, deși dovezile sunt împărțite. Tratamentul cu marihuana medicinală nu este aprobat în prezent în România. Există un produs medicinal din plantă de cannabis aprobat în 16 state din Uniunea Europeană pentru tratamentul unor afecțiuni neurologice grave, dar în prezent nu există nicio solicitare din partea producătorului pentru punerea pe piața din România a acestui medicament. În momentul în care va exista o astfel de cerere de punere pe piață, România va respecta legislația UE, explică Ministerul Sănătății. Dacă guvernul României va decide cândva să reevalueze statutul marihuanei, decizia ar putea aduce beneficii. Colorado, un veritabil laborator legislativ, a legalizat marihuana în 2012. Statisticile date de curând publicității arată că statul american a obținut venituri semnificative din vânzări și că, totodată, s-a bucurat de reducerea criminalității violente și a furturilor din locuințe. Consumul de marihuana duce la creșterea tensiunii arteriale diastolice, astfel că nu ar trebui să fie folosită alături de substanțe stimulante, mai ales de către persoane care prezintă deja un risc pentru atac de cord sau alte tulburări cardiace. Astfel, consumul ocazional de marihuana nu reprezintă un risc serios pentru sănătate, desigur, dacă nu faceți ceva periculos sub influența acestui drog.
Riscurile asociate marihuanei apar în urma consumului mare și aproape zilnic. Marihuana reduce capacitatea de reținere, astfel că atunci când acest efect este repetat zilnic, de-a lungul anilor, învățarea devine dificilă. Consumatorii cronici de marihuana, în cantități mari, pot să aibă parte de o reducere a greutății cortexului cingulat anterior. Acest termen desemnează atrofierea creierului, astfel că este o problemă ce trebuie cunoscută. Totuși, este singurul efect negativ al marihuanei care continuă și după ce consumul de marihuana a încetat. Menținerea sensibilității la efectele psihoactive ale marihuanei necesită o utilizare mai rară. Receptorii CB1 ai unor persoane pot să se internalizeze chiar și în cazul în care acestea consumă marihuana doar o dată pe săptămână. Specialiștii care au analizat 662 de cercetări științifice afirmă că utilizarea marihuanei de două ori pe lună vă va face mai predispus să experimentați efectele benefice ale marihuanei într-un mod sigur și sustenabil. În cazul consumului cronic, printre cele mai mari beneficii ale marihuanei se numără reducerea durerii și creșterea apetitului, lucru esențial în timpul chimioterapiei. Cele mai mari dezavantaje ale consumului cronic constau în posibilitatea de micșorare a cortexului cingulat anterior și în capacitatea redusă de învățare și de amintire. În cazul uzului ocazional, riscul de reducere a abilității de învățare este mult mai scăzut. Totodată, continuă să se manifeste și beneficii precum reducerea durerii și creșterea apetitului, însă efectul nu este la fel de intens. Sper că v-am fost de ajutor cu acest video și dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, să dați un share și să vă abonați.